Buona sera, signore e signori, și bine ați venit la cea de-a 12-a ediție a balului de primăvară Acuarel. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Categoria coperta anului. Emoții, emoții pentru Екатерина Сергеевич. Большое спасибо журналу «Акварель» за эту номинацию, за возможность стать лучшей на обложке. Категория «Бизнес леди». Câștigătoarea pe care am onoarea să o anunț se numește Veronica Rusnac. Vreau să vă spun la toți un mulțumesc pentru toți care m-au susținut, pentru cei de la lucru, cei de acasă, prieteni. Bărbatul lunii. Câștigătorul este Nicolae Chele. Vreau să mulțumesc directorului general a revistei Acuarel și întregului colectiv care muncesc din dimineață până în seară pentru așa o revistă frumoasă care este prima în Republica Moldova și ar vrea să le doresc succes și la mai mult și la mai mare. Familia Model. Sunt Constantin și Valentina Moscovici. Vreau să aduc sincere mulțumiri celor care ne-au votat și să le spun mulțumesc mult revistei Acuarel pentru așa o prezentare de astă seară. Să le doresc mult succes și posibilități de realizări a mai multor proiecte diverse pe viitor. Mult noroc! Rubrica Profi. Câștigătorul acestei rubrici este Exim Bank, Gruppo Veneto Banca. Buona sera a tutti, ringrazio molto per il premio che avete dato ad Exim Bank. E da italiano vero quale sono, sono molto orgoglioso che in Repubblica Moldova venga apprezzata molto la cultura, la cucina, la moda e soprattutto la musica italiana. Мы благодарим, во-первых, редакцию журнала «Акварель», во-вторых, благодарим читательниц данного журнала, потому что благодаря им мы оказались на сцене, благодаря им мы сегодня тут. Проект специал. Ambasadorul extraordinar și plenipotențial al Italiei în Republica Moldova, Enrico Nunziata. Vă felicit din toată inima, mă bucur foarte mult că dumneavoastră sunteți activ aici în Republica Moldova și noi suntem aproape italieni. Eu vreau să spun că m-am simțit astăzi acasă, pentru că ați organizat din suflet. Eu ved că este dragostea pentru Italia. Este la fel că eu simt pentru Moldova. Frumusețe și sănătate. Ana Josan. Doamna doctor Ana Josan este chiar acum în sala de naștere, așa că aplauze vă rugăm încă o dată pentru doamnă. Dar în scenă vine directorul general Medpark Idric Oscelic. You can understand the words, the value of this gift for her because she's working very hard. Thanks to her. Thank you very much for Acuarel. The organization was extraordinary nice and it was very high level fun. And we really enjoyed it as Medpark. On the other hand, I am really proud of our doctor, Dr. Anna Josan. Partenerul fidel. Compania Oriflame. Aplauze! Colaborarea noastră cu revista aceasta este nu numai foarte frumoasă, dar și foarte fructuoasă. Vă mulțumesc foarte mult! Eu admir foarte mult ce face Acuarel și sper că anul viitor noi vom mai avea încă o statuetă și vom deveni parteneri pe viață. Femeia legendă. Și prin repertoriu și prin inteligență a știut să convingă de-a lungul anilor publicul nostru. Olga Ciolacu, doamnelor și domnilor! Dați-mi voie în mod special să mulțumesc doamnei Angela Sârbu, care de-a lungul anilor s-a încăpățânat să ne coloreze viața într-o cromatică atât de caldă și atât de primăvaratică. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te. Blu, piena di noi.
nostalgie. Quando ti canto sento la mia tristezza volare via. Una canzone blu, quanta malinconia. Di primavera si chiama Viva l'Italia, noi siamo italiani. Mi sembrava giusto partecipare dando un contributo a questa bellissima serata. E vola, vola, si sa, sempre più una casina. E vola, vola con me, il mondo è un altro perché. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione. Это был первый дуэт наш. Ну и впоследствии должен появиться наш собственный, скажем так. Вы, Акварель, готовите для нас праздник, действительно праздник. Мы безумно рады участвовать в этом мероприятии. Am cântat în limba italiană și practic n-am greșit niciun cuvânt. Chiar dacă am greșit, am înțeles acest lucru doar ambasadorul Italiei în Republica Moldova și restul a fost o seară superbă. Tu sei un'altra donna, ma perché tu non sei più tu, ma perché non l'hai detto prima, già come vedi, io sto ancora in piedi. Sono in mano e tutti sono i miei. Io la mano io lo prenderei, sì, perché astăzi suntem parteneri cu un produs care l-am relansat în piața Republicii Moldova. E o rachiu cu o undă vibrantă deosebită, cu un timbru deosebit, dacă doriți, în contextul la tema din această seară. Это очень прекрасное дело, потому что собирается множество людей, которые прекрасно и просто восполняют весну. Красивое, очень интересное шоу с очень хорошей подготовкой и с очень хорошими, высококлассными артистами и номинациями. Акватера не первый раз является партнером Акварели, потому что мы находим этот журнал одним из самых интересных и достойнейших в нашей стране, и нам очень приятно быть партнерами любого мероприятия, организованного акварелем. Aș vrea să felicit
Acuarelul pentru acest succes. Este un succes enorm pentru că să reziști 12 ani, să faci în fiecare an o sărbătoare pentru atâta lume, este un succes. Toți au cântat din suflet pentru voi, se vede că vă iubesc, vă felicit și vă urez mulți ani înainte. Vreau să vă spun cine totuși a câștigat astăzi. Cristina Scarlat și Cornelia Ștefăneț. Aplauze! Să cântăm acum acuarel, un ocean de emoții și clipe frumoase. Acuarel, mulțumim pentru toată dragostea voastră. Povești luminoase, acuare, fericirea e dragostea voastră și vă mulțumim. Astăzi, de fapt, a fost nu numai un eveniment artistic de excepție, dar și astăzi am celebrat și am decernat oamenii de valoare din Republica Moldova pentru care cititorii Acuarel au votat pe parcursul a două luni de zile. Le mulțumesc din suflet și colaboratorilor noștri, și prietenilor, și partenerilor. A fost o seară memorabilă, dragi prieteni. Cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Și încă o dată, mai tare. Cât de departe oricât de departe aș fugi pe pământ. Ia să mă aș întoarce la tine. De câte ori să te iubesc, ca să mă crezi. De câte ori să te visez, ca să mă vezi. De câte ori să te aștept și tu să nu mai vii. De câte ori să te doresc în nopțile târzii. Și nu mă întreba de mie bine fără mânduierea ta. Alăcuvile puține să-mi astâmpăr dragostea. Inima mea e săracă, e departe de a ta. Stelele acum să-i aștept drum. Hai de vino lumea mea. Și primăvara începe cu tine. Prima ploaie de vară nu ține. Prima dragoste nu se uită niciodată. A fost minunată, sincer. N-am știut nimic despre revista Acuarel până când nu am venit aici. Și am cunoscut niște oameni minunați. Am cunoscut un public extraordinar. Au fost oameni de marcă, a fost un fost președinte, au fost miniștri, au fost ambasadori. Deci înseamnă că revista Acuarel este o revistă foarte importantă aici în Moldova și îmi pare bine. Iar eu mă simt foarte bine în Moldova, după cum vezi și tu, nu? Sure.